primari, membri ai partidelor politice, viitori candidați și jurnaliști ai județului Constanța au fost prezenți la evenimentul care și-a propus să aducă în prim plan modificările cu privire la legea alegerilor. Reprezentantul autorității electorale permanente le-a vorbit invitaților despre regulile foarte stricte pe care trebuie să le respecte candidații și partidele politice atât în perioada preelectorală, cât și în cea electorală. La toate tipurile de alegeri vom avea doar următoarele surse de finanțare a campaniei electorale. Și avem o dată doar contribuțiile candidaților independenți, doar contribuțiile candidaților în alegerile respective, deci ceea ce înseamnă eu, dacă sunt, fie că sunt candidat independent, fie că sunt candidat al unei formațiuni politice, sunt singura persoană care pot să vin cu contribuții în campanie electorală. Iar contribuțiile, am două variante, fie le depun eu, candidat, în contul bancar, fie le voi da mandatarului financiar, ori ca mandatarul financiar să le depune el în cont. Finanțarea campaniei electorale este un alt subiect fierbinte. În 2016, candidații trebuie să respecte reguli foarte stricte și nu au voie să plătească niciun serviciu în numerar. Și avem așa, contravaloarea 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru primarul unei comune, 7 salarii pentru candidatul la funcția de primar al orașului, 10 salarii minime brute pe țară pentru candidatul la funcția de primar al municipiului, 50 salarii de minime brute de bază pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului reședință de județ, 100 de salarii în cazul fiecărui candidat la funcția de primar al municipiului București și 150 de salarii pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului București. Deci aici ce înseamnă? Pentru toate persoanele care vor fi candidat la funcția de primar, asta este contribuția cu care ei pot să vină în acel cont special, în condițiile în care le-au rămas candidaturile definitive. Cum modificările sunt numeroase, întrebările invitaților nu au întârziat să apară. Facebook nu are control. Poate orice să mai posteze, să replice de 10 ori același mesaj, sponsorizat în alte direcții. Nu ai control asupra ceea ce se întâmplă. Dacă doriți să încheiați pe Facebook, puteți inclusiv pe Facebook sau pe YouTube să încheiați contract. Deci noi discutăm de variantele oficiale pe care noastră puteți să le încheiați în ceea ce discutăm propaganda electorală online. Noi discutăm acum de anumite cheltuieli ale partidelor și de anumite cheltuieli care se fac în campanie electorală, care vor fi decontate de statul român. Și pentru aceste tipuri de cheltuieli trebuie să ai niște documente justificative. Tu dacă o faci de 1 milion, oricum, la nivelul județului Constanța o să decontează decât, cum e cazul listelor complete, 680.000 de lei. Deci, prin urmare, discutăm de niște chestii ipotetice care nu au treabă cu subiectul, sau cel puțin așa mi se pare mie. Deci nu există niciun pericol, pe Facebook nu va fi nicio îngrădire, fiecare poate să scrie, că și acum poate să ridice slop pe cine vrea, poate să îngrădească pe cineva. Andy Mihalache, coordonatorul filialei sud-est a Autorității Electorale Permanente, le-a atras atenția reprezentanților partidelor politice, dar și candidaților independenți asupra faptului că nerespectarea termenelor și regulilor impuse de lege poate duce până la invalidarea mandatelor obținute în urma alegerilor. Primarii prezenți la eveniment au declarat că întâlnirea este una extrem de importantă și aduce lămuriri cu privire la apropiatele alegeri locale. Se mai lămuresc unele probleme legate de campanie electorală, legate de finanțare și alte probleme legate de procesul electoral. Considerați că noile prevederi legale avantajează sau nu pe candidați? Nu știu dacă avantajează, este destulă birocrație, ca să zic așa, dar cred că se încearcă o evitare a decalajelor între candidați. E o dezbatere nu doar interesantă, ci și mult așteptată. Cred că toate partidele politice trebuie să înțeleagă că s-a schimbat radical modul în care până acum s-a făcut campania electorală. Mă bucur că există reguli clare, poate puțin cam multe pentru o schimbare atât de bruscă, în sensul că ai de completat o mulțime de declarații, poate acest proces de raportare durează mai mult decât alegerile în sine, dar una peste alta este foarte bine ca asemenea întâlniri să fie organizate cât mai des și felicit și pe organizatori, cât și pe dumneavoastră, cei care răspândiți regulile noului joc. Un aspect la fel de important este faptul că partidele, alianțele politice și candidații independenți vor fi obligați să deschidă conturi bancare special pentru campania electorală. Acestea vor fi înregistrate în paralel și de Autoritatea Electorală Permanentă, instituția care va supraveghea și va controla toate operațiunile financiare.